Deseori, ca părinte, pur și simplu te întreb oare unde am greșit. Să înțelegem de ce nu ne înțelegem cu copilul. Noi venim în educația copilului cu credințele pe care le avem de la părinții noștri. Cea mai mare greșeală a părinților este că ei aduc argumente logice. Și românescul așa se face. Da, pe românescul așa se face. În orice relație dintre un părinte și copil există, de fapt, trei elemente. Copilul, părintele și relația lor. În relație contează foarte mult nu realitatea obiectivă, ci percepția noastră despre o relație. Copilul meu este o entitate cu totul și cu totul diferită. Învățăm să percepem copilul în aici și acum. Mintea este o colecție de amintiri. Copilul meu plânge în aici și acum, nu plânge în acolo și atunci. E posibil ca tu să ai un copil minunat, tu să fii un părinte minunat și relația dintre voi să fie una conflictuală sau praf. Părinții trăiesc atât de multe complexe de vinovăție pentru că ei își imaginează că din cauza lor copilul nu este fericit. Este o nevoie fundamentală a copilului să aibă grijă de părintele lui. Copiii sugari, de exemplu, care au perceput faptul că mama rol vrea să-i abandoneze, plâng mai puțin noaptea. Deci ei, practic, la nivel inconștient, exact. Dar de asta știința este fantastică. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție din emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională din România. Astăzi o avem alături de noi pe Gina Chiriac. Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mie îmi place să te numesc portavocea oamenilor de știință, pentru că tu vii să ne povestești de elemente din neuroștiință, da? Și să ne spui cum ne ajută în viață. Astăzi o să ne spui despre parentingul inteligent și cum să înțelegem despre creierul copilului nostru. Să înțelegem de ce nu ne înțelegem cu copilul. Da, pentru că, din păcate, știi tu cum se spune că viața bate filmul și totul este frumos și roz atunci când citești o carte. Și în cartea aceea ți se prezintă atât de frumos cum trebuie să te comporți cu copilul și ca și cum copilul acela este un obiect. Și îi pierzi atenția în momentul în care apare primul erou de pe calculator din jocul lui preferat și îi pierzi atenția când pe WhatsApp îi scrie primul prieten și deseori, ca părinte, pur și simplu te întreb oare unde am greșit. Și de fapt nu este vorba despre a greși, ci iată, cuvântul psihologie are o etimologie foarte frumoasă. Psihe înseamnă suflet și logos înseamnă știință. Deci iată că aș putea, noi psihologii suntem practic portavocea științei sufletului. Și vorbesc despre suflet într-o emisiune relațională adresată parentingului inteligent pentru că copiii sunt o parte, mare parte din sufletul nostru atunci când suntem părinți. Și atunci e bine să învățăm să le vorbim pe vocea sufletului. Doar că, din păcate, neștiind cum funcționează creierul copilului nostru, și asta este o știință, pur și simplu nu ne facem auziți. Deci sistemul nostru de logică, da, ca părinte, ca adult, nu are niciun fel de legătură cu creierașul copilului și cu logica lui și cu sistemul lui de a gândi. Spuneam că e foarte important să știm cum să captăm atenția copilului nostru, pentru că e dificil uneori să-ți faci copilul să te asculte când îi cer ceva sau să gestionezi crizele de plâns ale copilului sau să împaci copilul atunci când este furios. Pentru că atunci când suntem părinți, noi venim în educația copilului cu credințele pe care le avem de la părinții noștri despre parenting sau despre cum se crește un copil. Și deseori aceste credințe pe care noi le-am avut despre copilul nostru se dovedesc a fi reale, pentru că copilul nu funcționează, ceva nu funcționează. Și pe românescul așa se face. Da, pe românescul așa se face, numai că ceea ce știința a descoperit, și mă refer acum la psihologie, mai ales psihologia relațională, a descoperit că în orice relație dintre un părinte și copil există, de fapt, trei elemente. Copilul, părintele și relația lor.
Și prin 1950 există un psihoterapeut care a studiat cu Freud. El se cheamă, ca să facem știința mai prietenoasă, el se cheamă Fritz Perls și a avut o soție la fel de celebră, Laura Perls, și ei au pus bazele unei noi forme de terapie, se cheamă Gestalt terapie. Iar acești cercetători au descoperit că în relație contează foarte mult nu realitatea obiectivă, ci percepția noastră despre o relație. Cu alte cuvinte, eu nu văd copilul meu așa cum este el, ceea ce pare puțin ciudat dacă stai să te gândești așa la prima vedere, ci eu percep copilul meu având o hartă interioară, o reprezentare despre copilul meu pe și care, ce ar trebui el să fie. Exact, pe care eu o compar la mod inconștient cu cum eram eu ca și copil. Și nu bate deloc. Pentru că copilul meu este o entitate cu totul și cu totul diferită. Iar eu, ca și copil, am funcționat după alte reguli, într-un alt sistem social, într-o altă orânduire socială și după un alt sistem de credințe. Și de aceea, deși pot cunoaște foarte bine ce să fac atunci când copilul meu are febră. Știu că dacă are 37 de grade, are febră și trebuie să fac ceva în sensul ăsta. Sau atunci când copilul meu se taie, știu că trebuie să-i pun un leucoplast. Am o mare problemă atunci când văd că copilul meu plânge și nu știu ce să-i fac. Când văd că copilul meu este furios și face o criză de tantrum într-un magazin și nu știu cum să-l opresc. Pentru că nu există încă elemente atât de bine cunoscute de publicul larg din această lume a științei, care este psihologia, care să ne învețe cum să reacționăm în anumite situații și mai ales cum funcționează creierul copilului nostru. Păi la asta e bună ediția noastră de azi. Hai exact. Să învățăm. În primul rând, ce ar fi interesant să aflăm, revenind la gestalt terapie, este să învățăm să percepem copilul în aici și acum. Și să nu-l percepem pe baza hărților pe care le aveam în trecut despre copilul nostru. Mi-ar plăcea să aduc tare mult un element din neuroștiință care spune că mintea este o colecție de amintiri. Și aceste amintiri sunt formate pe baza a ceea ce noi am trăit în trecut. Și prima noastră tendință ca părinți în fața unei crize de plâns a copilului este să te gândești oare ce făcea mama cu mine când plângeam sau oare ce făcea tata cu mine ca să mă împace. Ori poate că lucrul ăsta merge sau alteori nu merge, pentru că copilul meu plânge în aici și acum, nu plânge în acolo și atunci. Și iată că, dintr-o dată, ne dăm seama că noi trebuie să studiem toate aceste lucruri, să înțelegem cum funcționează în primul rând creierul nostru ca părinți, ca să înțelegem unde este atenția noastră și în felul acesta de-abia putem să ne ajutăm copilul când are o criză de plâns. De exemplu, într-o relație și trebuie să învățăm sau ar fi bine să învățăm că relația este o construcție, spunem că există trei elemente: părintele, copilul și relația construită de ei. E posibil ca tu să ai un copil minunat, tu să fii un părinte minunat și relația dintre voi să fie una praf. Conflictuală sau praf. Și atunci nu este de vină nici părintele, nici copilul, ci doar relația. Și aș vrea să aducem asta prin emisiunea ta, Anca, pentru că părinții trăiesc atât de multe complexe de vinovăție, pentru că ei își imaginează că din cauza lor copilul nu este fericit sau dacă, Doamne ferește, un adolescent rebel are o criză de identitate și fuge de acasă o noapte la prietenul lui cel mai bun, este vina lui, ca să nu mai vorbim despre alte lucruri. Dar nu este așa. Relația este o construcție și în momentul în care știm că este posibil ca relația să nu fie cea care funcționează, dintr-o dată ne simțim mai bine ca părinți și, fiind mai relaxați, atunci luăm din această presiune pe care o putem simți în această activitate de parenting. Aha. E foarte interesantă chestia asta, dar vinovăția asta poate să fie resimțită
și de copil față de părinte, cazurile în care copilul se simte responsabil că n-a apărat-o pe mama în fața tatălui sau se simte responsabil de divorțul părinților. Exact. Psihanaliza, deși nu mai folosesc foarte mult psihanaliza în procesele terapeutice din cabinet, psihanaliza este genială pentru că Freud, Jung și toți ceilalți au arătat cu 200 de ani în urmă că la nivel inconștient, atunci când suntem copii, avem nevoie, este o nevoie fundamentală a copilului să aibă grijă de părintele lui. Și simte cumva copilul că e de datoria lui să fie liant, să-i aducă pe ăștia doi, să-i țină împreună. Da, știi de ce? De ce? Pentru că în felul acesta, cei din psihanaliză au descoperit că copilul poate să supraviețuiască. Deci, la nivel instinctiv, copiii, asta au arătat psihanaliștii de acum câteva sute de ani, au arătat că copiii au acest instinct de salvare al părinților lor, deoarece, în felul acesta, ei supraviețuiesc. Psihanaliștii moderni, cum este, de exemplu, François Dolto, o specialistă de renume în vremurile noastre trăiește ea, a făcut niște studii, niște cercetări cu copiii sugari și a descoperit că copiii sugari, de exemplu, care au perceput faptul că mama lor vrea să-i abandoneze, plâng mai puțin noaptea. Deci ei, practic, la nivel inconștient, exact, dar de asta știința este fantastică, la nivel inconștient știu instinctiv. Hai să fiu mai drăgălaș să nu plece. Da, hai să fiu... Să nu mai deranjez. Hai să fiu cu minte, să nu plâng, ca să supraviețuiesc. Mamă! Și atunci e normal ca tu, ca și copil, să vrei ca părinții tăi să stea împreună sau să te simți cumva ca un magician, pentru că în momentul în care tu ești fericit, vezi că mama ta e fericită, tu te crezi atot puternic la nivel inconștient ca și copil și îți imaginezi că tu determini reacțiile mamei tale și atunci, practic, tu ai tendința să ai grijă ca mama ta să fie fericită sau tatăl tău să fie mulțumit, deci, practic, corespunzi nevoilor adulților, deci este real și într-un caz și în celălalt. În relația aceasta părinte-copil, care este extrem de complicată, mai ales că ea se produce 95% la nivel subconștient. Bun, și atunci copilașii care plâng mai puțin să fie mai puțin deranjanți pentru părinți. Este o teorie, dar care se aplică uneori. Și la polul opus, copiii despre care se spune că au urlat nopți de-a rândul un an, doi, până s-au prins ei că e noaptea afară și au dormit conștient. Ce putem să spunem? Contează foarte mult, pentru că în știință nu mai poți generaliza. Te poți baza pe niște teorii generale, însă fiecare copil și fiecare părinte este unic și de asta este foarte frumos ce spun cei din psihoterapia și integrativă, relațională, așa cum sunt și eu, faptul că relația este o construcție unică. Și mai mult decât atât, dacă privim ca și perioadă de timp, gândește-te că noi nu mai suntem nici noi, nici copiii noștri, cei care am fost acum 10 ani sau cei care am fost ieri. Deci este într-o dinamică permanentă și de asta e fascinant acest proces relațional dintre părinte și copil. Bun, hai să mergem pe pași practici, la creierașul copilului. Exact. Copilul ăla care nu ne vede, nu ne aude când e desenul animat preferat la televizor, copilul acela care nu mai bagă în seamă când e prietenul cel mai bun la poartă. El chiar nu ne vede și nu ne aude și merită corecția pe care, din păcate, le aplică mulți părinți, crezând că bătaia ruptă din rai sau, eu știu, o plezneală din asta inofensivă în capul părinților, sau el chiar nu vede și n-aude? Este foarte bună întrebarea aceasta, pentru că acum cercetătorii au descoperit cum funcționează creierul uman. Și eu cred că informația înseamnă putere, iar lipsa de informație înseamnă lipsa de putere. Dacă vrei să fii un părinte mai bun în 2000, cât suntem noi acum 21, e nevoie să ai informație. Și dacă nu știi cum funcționează creierul celui mic, nu ai cum să te faci auzit de el.
Și ar fi bine să afle acum telespectatorii noștri faptul că atunci când atenția copilului este îndreptată spre un alt stimul decât persoana noastră, el chiar nu ne vede și nu ne aude. Și atunci îi aplicăm o corecție pur și simplu aiurea, pentru că el biologic, ființa umană biologic este construită în acest fel. Unde este atenția ta, se duce întreaga ta energie psihică. Așadar, dacă eu vreau ca copilul meu să mă asculte, trebuie să închid televizorul. Altfel n-am nicio șansă. Și reacția lui nu va fi de nerv la adresa factorului perturbator? Exact, va fi de nerv și mai mult, voi activa toate mecanismele de apărare, ca să mergem puțin în psihanaliză. Așa. Și copilul ne va crede un terorist, un agresiv, un părinte no mercy, părinții fără aceia milă. Fără milă și nu ne va înțelege. Așadar, în aceste momente de, hai să spun eu, de neatenție, nu este firesc să îi iei stimulul fără să-l anunți, ci trebuie să prinzi ca părinte atenția copilului tău când el este real cu ochii la tine și știi că te ascultă, părinții știu asta. Știu când sunt în contact real cu copiilor și atunci să îi rogi frumos, să folosești un ton și să îi rogi frumos să te respecte și pe tine ca ființă umană, arătându-le și lor respect. Este o, hai să spun eu, destul de nouă ideea aceasta că trebuie să-ți respecti copiii. Uh-huh. Pentru că îți spuneam mai devreme când veneam încoace în studio că în familiile românești există 3 generații, de fapt din 3 orânduiri sociale diferite. Da. Bunicii noștri sunt comuniști, că așa era pe atunci orânduirea comunistă și mintea lor este setată după programe de viață și credințe specifice orânduirii comuniste. Apoi părinții au prins această orânduire socială de tranziție la capitalism, însă copiii noștri acum sunt capitaliști puri, ei au o altă cultură, au alte desene, au alte informații. Gândește-te, de exemplu, bunicii aveau un singur canal de televiziune. Imaginează-ți cum este formatat creierul bunicilor. Pe când copiii au atât de multe... Și mulți bunici nici măcar n-au știut ce e aia televiziune la vârsta adolescentă spre adultă. Foarte interesant. Da, așa este. La asta nu m-am gândit până acum. Păi da, că nu punem numai orașele mari. Ne ducem un pic și în rural. Da, pentru că atunci când am realizat această idee, apropo de orânduiri sociale diferite, studiind comportamentul și sistemul de credințe al clienților, al pacienților cu care vin în contact, am realizat că sistemul lor de percepție și zonele lor de creier sunt diferite, activate. Uh-huh. Iar neuroștiința ne arată acum că mediul în care creierul copilului este expus determină apariția la nivel neuronal al diferitelor percepții. De exemplu, dacă duci copilul la balet, copilul tău o să poată să extragă din mediu mult mai mult dansatoarele, mult mai mult ceea ce ține de această lume a baletului. Dacă îl duci, de exemplu, la taekwondo, o să poată să vadă mult mai mult la nivel perceptiv din acea lume. Apoi, revenind la bunici, gândiți-vă, bunicii noștri percepeau în funcție de ceea ce creierul lor formatat fiind poate să decodifice din mediul exterior. Și atunci cum să se înțeleagă un bunic cu un nepot atât de modern? Pentru că ei de fapt fac parte din două rânduiri sociale diferite și de aici viziunile de viață diferite și conflictele ce pot apărea. Bun. În schimb, părinții, fiind fizic mai mari, au senzația că ei știu mai bine, că au mai multă experiență de viață, că eu am fost ca tine, știm teoria asta. Cum pot părinții să-și iasă din rolul ăsta de mici dumnezei asupra corpului mic care se plimbă prin casa lor și să înțeleagă că acest copil e un mic sufletel care are voință, dorință, propriile percepții și așa mai departe?
O, ce întrebare bună! Acum nu că o să fac o plădoarie pentru atitudinea părinților ca să o justific, dar și noi ca părinți avem emoții. Și în momentul în care vedem că copilul nu ne ascultă și copilul se duce în același loc de 200 de ori și face același lucru pe care l-a făcut de 200 de ori, normal că te apucă disperarea și nu mai știi ce să faci. Deci, păi și poți nu fix ieși... atunci ar trebui să ni se activeze, băi, eu sunt mai mare, hai să înțeleg? Nu, n-ai cum, nu. Pentru că așa funcționează creierul uman. În momentul în care te duci și tu în frică, imediat o să spun cum ieșim de aici, starea ta de anxietate crește și culmea este că se creează un cerc vicios, că copilul te simte datorită neuronilor oglindă și crește și mai mult în el starea de anxietate și atunci generezi o relație conflictuală. Tu ca părinte, dacă ești mai mare, te invit să inspiri, să expiri și să realizezi, Doamne, ce fac eu aici? Eu cred că copilul acesta are la fel ca și mine 30-40 de ani, pe când el nu are decât 2-3 anișori, creierul lui nici măcar nu s-a format. Am aflat cu stupoare că creierul se oprește din evoluție de-abia la 24 de ani. Da. Așadar, ce Dumnezeu să-i cer unui copil de 2, 3, 5, 7, 15 ani, mai ales când există acea furtună hormonală în adolescență și preadolescență? Deci noi ca părinți, tocmai că suntem mai mari, avem nevoie de un moment de liniște și de iubire în primul rând față de noi înșine. Deci culmea este că dacă vrei să fii un părinte bun, e normal să începi de la tine și să înțelegi că tu, ca ființă umană, creierul tău nu are cum să funcționeze pentru că tu te-ai dus în reptilian, în acea zonă în care ți s-a activat starea de supraviețuire, pentru că nu știi ce să faci cu copilul ăla care plânge, pentru că niciodată nu a mai plâns ca astăzi, poate, deși tu știi că a plâns de 1000 de ori până acum. Sau poate te duci doar în fricile tale, că dacă tu îl vezi pe copilul tău de 5 ani, că s-a cocoțat în cireș, el știe de ce s-a cocoțat acolo, are echilibru, pentru că și el are un reptilian activat, așa-i? Exact. Și atunci exact. Știe că este capabil să fie maimuță în momentul respectiv și să se cațere, iar părintele să se dispere jos, intrând în propriul reptilian, dar pe baza propriilor impotențe și frici. Exact. Băi, eu n-am cum să mă uit, e periculos, aoleu, ai grijă. Exact. Cum facem să tăiem cordonul ăsta, să nu mai strigăm la el, băi, ai grijă să nu cazi că e periculos și să-l lăsăm în curajul lui acolo? Ei, pentru asta trebuie admirați americanii, pentru că există un cercetător, Daniel Siegel se cheamă el, care a scris, pot să recomand o carte? Da, te rog. Se cheamă Creierul copilului nostru, este tradusă în română. Acum chiar fac un curs de parenting bazat fix pe această carte, pentru că mie mi se pare genială. Și nu doar mie, ci tuturor colegilor mei din acest domeniu al psihologiei și psihoterapiei. Daniel Siegel demonstrează și aduce într-o manieră foarte, aș vrea să fug de cuvântul, comprehensibilă, o manieră foarte ușor de înțeles, da? Cum anume funcționează creierul copilului în astfel de momente. Și aș vrea să explic 2 minute, dacă îmi poți permite. Da, te rog. Daniel Siegel folosește o metaforă foarte frumoasă și vorbește despre faptul că atunci când copilul tău este liniștit, e ca și când el s-ar afla pe un râu care curge frumos, într-o barcă care curge foarte lin, liniștit și echilibrat pe acest râu. Asta este starea de liniște. Doar că în momentul în care barca aceasta deviază pe spre malul stâng, să zicem, în acel moment el se poate pur și simplu împotmoli într-o mlaștină. Și aceasta este starea în care barca aceea nu mai merge. Asta este starea în care creierul copilului tău se blochează. Este ceea ce specialiștii numesc starea de îngheț. Există 3 stări în care noi activăm acest instinct de supraviețuire. Deci pericolul ne face să avem 3 reacții, 3 maniere în care reacționăm la stres. Luptă, fugi și îngheț. Și dacă tu înțelegi că în momentul în care un stimul din afară sperie copilul, îl scoate din starea de liniște și copilul tău se ascunde sub masă, de exemplu, nu vrea să iasă, sau dacă e adolescent, nu mai scoate un cuvânt,
cu tine și zice pur și simplu nu te mai văd, nu te mai aud, nu mai există, pedepsesc prin non-existență. Așa mi-a spus un adolescent odată în cabinet, l-am întrebat, zic, tu ce faci când intri în starea asta de supraviețuire? Pentru că îi descria. Și el zice, îl condamn la non-existență. Zic, ai fugi, explică-mi ce înseamnă asta. Pur și simplu îl ignor. Și el ce face? Moare. Evident că moare. Deci copiii știu asta, nu-i nevoie să studieze creierul. Mie îmi plac proverbele și zicătorile românești, cu tăcerea îi frigi piele. Exact, practic. Exact. Dar el face asta ca un mecanism de supraviețuire. Asta este foarte important să înțelegem. Pentru că el, de fapt, nu mai este în neocortex, acolo unde să ne putem înțelege cu el, ci se duce bărcuța lui spre acel mal în care el este împotmolit, deci nu se mai poate mișca. Deci părintele, în momentul în care zice ăsta nu mai e copilul meu, mai ales la trecerea spre adolescență, parcă a nebunit, practic, cumva, adică s-a dezechilibrat. Exact, practic creierul copilului nu mai funcționează într-o manieră normală. Și hai să dăm niște sfaturi practice pentru părinți să se potolească pe sine și să-și iasă din emoție și cum să acționeze părintele, cum să relaționeze cu copilul, să-l repună pe mers. Ok, să zicem că este un copil care reacționează în această parte de friz și după aceea poate mergem și în partea cealaltă, de luptă și fugi. Sigur. Ei, în momentul în care avem un copil care se ascunde sub masă sau se retrage în camera lui sau pur și simplu nu mai vorbește cu noi, cea mai mare greșeală a părinților este că ei aduc argumente logice și spun, uite, dacă tu ai spart vaza asta, eu nu sunt supărat pe tine, înțelegi? Și vocea lor nici pe departe nu transmite liniște, pentru că copilul este speriat. Vreau să le spun, dragilor părinți... Ești de acolo că nu-ți fac nimic. Exact! Și cu privirea asta pe care ai pus-o tu acum, da. Deci vreau să le spunem părinților că nu funcționează așa, creierul copiilor nu funcționează așa, pentru că ei nu sunt în neocortex, nu mai procesează, deci zona aceasta a văzului, a auzului, a conexiunilor dintre limbaj și emoții nu funcționează în felul acesta. Deci, practic, copilul nu te aude și atunci tu trebuie să faci ceva foarte interesant. Și anume, să liniștești copilul, scoțându-l din reptilian și ducându-l în neocortex, dar tu știind foarte clar și conștientizând că copilul tău nu are nicio șansă biologic să te audă. Și nu o să deci iasă sub masă. Aude, nu aude cu urechea. Practic, adică pur și simplu nu intră și nu procesează nimic din ce spui. Exact, tu. Creierul lui nu funcționează. Surzește. Așa cum îți imaginezi tu. Deci nu merge cu partea logică. Și atunci ceea ce Daniel Siegel îi învață pe părinți și pentru asta îl iubesc pe Daniel Siegel este faptul că ei vorbesc copilului despre pericol, astfel încât să ajute copilul să integreze experiența. Și există, în primul, am făcut un curs recent și în primul modul de curs le-am explicat părinților un caz concret. O doamnă m-a întrebat ce să facă cu fetița ei care a căzut, fetiță care are 2 ani și s-a speriat. Și am zis, asta e foarte simplu, pentru că este chiar exemplul pe care Daniel Siegel îl descrie în carte. Deci, la modul practic, fetița a căzut, plânge și este în friz, deci pur și simplu e blocată. Și o vezi că plânge și tremură și este blocată, nu mai poate scoate niciun cuvânt. Atunci, culmea este că tu nu trebuie să-i spui, hai, ridică-te că nu s-a întâmplat nimic. Nu se face asta, că ea nu mai percepe, creierul ei nu mai înțelege. Nu poți să-i spui, nu-i nimic. Mergem mai departe sau o să-ți treacă mâine, pentru că creierul ei nu procesează. Dar ceea ce poți face corect din această perspectivă modernă în care ții cont de cum funcționează biologia creierului copilului tău este să-i spui fetiței, ai căzut, da mami, ai căzut și te-ai lovit și uite ai făcut bubiță la genunchi, uite vezi pe aici curge sângele, da ăsta este sângele tău, este roșu, dar acum ești în regulă și să o mângâi, să o atingi, să-i vorbești cu o voce calmă, dar dacă te și sperii și tu ca și mamă, sperii și copilul, îi spui că nici nu a pățit nimic, nu ai cum să rezolvi această situație. Sau dacă punem la metodele
tradiționale, să zic așa. Îl ridici două aripă, îi mai dai și două la fund. O, da. Când ai fost atent, ai murdărit, ai stricat bicicleta, ai rupt pantaloni. O, Doamne! Ce se întâmplă cu copilul cu metoda asta de pedeapsă? Îl duci și mai mult în starea de vinovăție, îi activezi rușinea, inadecvarea și există pe Facebook sau undeva, nu mai știu pe unde, am văzut o fotografie foarte dureroasă a unui copil cu aripi și a unui părinte cu o foarfecă în mână. Nu mai știu unde am văzut, undeva pe rețelele de Facebook socializare. Da. Virală, da, imaginea. Însă, în momentul acela, chiar asta faci. Și am început această emisiune vorbind despre faptul că ne iubim copiii și că ei sunt o parte din sufletul nostru. Însă, știi tu că și drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Cuvinte sfinte. Din păcate, neștiința, lipsa de informație duce aici. De asta informație înseamnă, astăzi îmi place să creez o nouă definiție. Informație nu înseamnă doar putere, realizez eu acum cu tine. Uite, vezi, și relația noastră e o construcție foarte, foarte creativă. Realizez acum că informație înseamnă iubire, de fapt. La ce ai spus tu mai devreme, că am plecat de la premisa că părintele își iubește copilul și își dorește ce este mai bun pentru el, dar își dorește ce crede el că e mai bun pentru el. Exact. Că dacă e copilul vegetarian, dar eu nu-l văd așa cum e el și eu pun purcelușul de lapte pe masă și el nu mănâncă, eu ce o să cred despre copilul meu? O să cred că este ceva în regulă cu el. De asta e nevoie să învățăm că există mai multe tipuri de inteligență. Și deși de-abia în 1952 omenirea a descoperit că există mai multe tipuri de inteligență, asta ne arată că și copiii noștri sunt diferiți. Poate unii au inteligență socială, poate alții au inteligență emoțională, poate unii au inteligență spațială, poate alții au inteligență matematică. Și poate că copilul nostru își are dreptul câștigat prin naștere să fie diferit de noi. Și atunci asta înseamnă să-l respect, să îi înțeleg această stare a lui, poate e doar o stare, o perioadă în care el trece prin vegetarianism pentru că își iubește foarte tare iepurașul și nu vrea să fie omorât. Pur și simplu, sau pentru că a fost la bunici la țară și a văzut un puișor de găină și nu mai vrea să mănânce carne. Deci mi s-a întâmplat în terapie un astfel de lucru în care o fetiță de 4 ani a spus că ea nu mai mănâncă cărniță de puișor. Și mama a venit să o aducă pe copil în terapie și am spus, nu este nevoie de terapie, este nevoie doar de un singur lucru. Să înțelegi tu ca mămică faptul că ea s-a atașat emoțional de acel puișor și să-i respecti sistemul ei de credință din aici și acum. Atâta tot. Bun, și dacă vine părintele și zice, eu pot să te înțeleg că tu te-ai atașat de puișor, doar că eu din ce am citit, proteina este fundamentală în perioada asta de creștere, așa că pune și mănâncă supa cu găluște și puișor, că... Ei, iată că știința a dovedit că există și proteine vegetale pe care le putem lua din ciuperci, năut, mazăre și putem face un program întreg de, hai să zic eu, hrană în care putem să asigurăm necesarul de proteine, pentru că științific s-a dovedit faptul că și chiar sunt studii științifice, poți să trăiești în felul acesta cu proteine vegetale și sistemul tău să funcționeze perfect, sistemul tău vital. Și să se dezvolte. Exact. Bun, am vorbit despre ce să facă părintele în momentul în care copilul îngheață. Este în friz, da. Dar dacă e rebel, dacă e în partea cealaltă, exact, dacă începe să se lupte? Dacă bărcuța lui, așa cum spune foarte frumos în această carte, autorul ei se duce spre celălalt mal, unde el intră în agitație, în care apa este foarte tumultoasă și îl ia valul emoțiilor foarte puternic, el poate să reacționeze în două feluri, să lupte sau să fugă. Este acel moment în care vedem copiii într-un magazin de jucării în care se trântesc pe jos și țipă foarte tare și în care părintele îi spune, te rog, nu mă fă de rușine, te rog, în momentul acesta am nevoie să taci. Asta nu o să funcționeze niciodată, pentru că copilul nu te vede, nu te aude, nu te simte, el este foarte mult iarăși în acea zonă din creierul reptilian în care simte frică, simte panică, se simte amenințat pentru că tu nu i-ai luat acea jucărie, culmea, și nu-l scoți de acolo în felul acesta.
Dar cum ce să? Poți să faci este să te duci lângă el și să-i spui: uite, mami, tu te-ai aruncat acum pe jos pentru că vrei jucăria cu tare, nu-i așa? De asta te-ai aruncat acum pe jos și de asta țipi acum atât de tare. Înțeleg că vrei jucăria asta. Și e posibil ca copilul să plângă sau să spună: da, vreau jucăria asta și vreau să-mi iei acum și nu mă interesează că nu plec. Știți, tot dacă multe povești. Da. Numai că în momentul în care el începe să vorbească, noi l-am scos deja din creierul reptilian și l-am dus cumva în argumente, l-am dus cumva în neocortex și ăsta este scopul nostru. Și apoi îi spunem: hai să te ridici de jos și să discuți despre asta, hai să-mi explici de ce îți dorești atât de tare jucăria. Nu-i spunem că nu-i o luăm. Evident că nu-i o luăm. Pentru că este posibil ca în momentul acela tu să mai iei din salariul tău doar 1000 de lei și cu acea 1000 de lei trebuie să faci alte lucruri. Sau pur și simplu este un copil care e foarte răsfățat și vrei să-i pui o limită. Deci nu e ușor să pui limite la copii. Mai ales atunci când poți și ai cu ce. Și atunci îl scoți pe copil și începi, îl lași să argumenteze și argumentezi cu el. Deci tot vorbind despre acel lucru, dar cu o voce foarte calmă și oferindu-i suport. În felul acesta el se va simți în siguranță. Deci ce trebuie să învețe părinții, nu este că ar fi bine aici, pentru că așa funcționează creierul, este un dat biologic. Este faptul că atunci când copiii noștri sunt în creierul reptilian din diverse motive, deci nu se mai simt în siguranță, nu-i scoatem de acolo cu argumente logice pentru că ei nu sunt în neocortex. Deci nu sunt în gândire, sunt doar în simțire. Nu, ci prin atitudine, prin modelarea vocii, prin atingere, dacă ne permit, pentru că uneori copiii sunt atât de supărați, încât se zbat și spun: nu mă atinge, nu mă vei mai atinge niciodată, cunoaștem aceste declarații, nu mai ești mama mea, ești rea. Deci, sau cunosc un băiețel care îi spunea lui taică-so: mami a zis că ești rău. Au. Vrei să fii rău în continuare sau îmi cumperi mașinuța care trebuie? Deci el dusese asta, exact, dusese asta la un nivel superior. Și tatăl lui este un medic, există, îl întreba, zice: asta ți-a zis mami că trebuie să-ți iau mașinuță? Da, pentru că a zis mami că dacă nu te poți bine cu ea, trebuie să iei și eu mașinuță. Și dacă iei o mașinuță ei, trebuie să-mi iei și mie una. Deci, dar astea sunt invențiile copilului sau sunt discuții auzite în casă? Nu sunt invențiile copilului. Copiii noștri, foarte bună întrebarea, copiii noștri sunt ca o coală albă de hârtie, iar ei primesc la nivel inconștient toate informațiile, sunt extrem de inteligenți această generație și ei prelucrează astfel încât să le fie lor bine. Aha. Deci a auzit-o pe mami într-o discuție cu o prietenă: dacă el muncește atât de mult, trebuie să-mi schimbe și mie mașina, pentru că trebuie să plătească cumva, să mă compenseze pentru timpul exact, în care stau exact. Singură, nu? Și atunci copilul a spus: tati, ești rău, dacă vrei să fii bun, trebuie să-mi cumperi și mie o mașinuță. Wow, cât de tare. Da. Un părinte informat este un părinte tolerant și răbdător. Adică poate să înțeleagă diversele faze prin care trece copilul lui și stadiile de dezvoltare ale creierului în care se află creierul copilului său. Așadar, ideea nu este să le scoatem definitiv, adică să nu mai existe aceste momente în care copilul se înfurie, plânge, este nemulțumit, ci atunci când prindem copilul într-o stare bună, să-i modificăm percepția și să-i structurăm, să facem ceea ce se cheamă neurogeneză. Adică există ceea ce se cheamă o plasticitate a creierului, adică să-i modelăm creierul prin metafore, prin povești, astfel încât să-l putem educa într-o manieră mult mai inteligentă și mai ușoară. Cum se face acest lucru și mai ales când? Când e atât de mic încât să nu facă diferența și când ar fi ideal să începem educația? Am văzut undeva un filmuleț în care au fost monitorizate mișcările fătului când mama era expusă într-un mediu ostil de ceartă și când mama era expusă unui mediu în care
asculta muzică, de liniște și pace. Deci educația poate să înceapă prenatal, însă să presupunem că copilul s-a născut. Copilul își formatează creierul și ne aude imediat, ne simte mai ales imediat, tocmai datorită acestor neuroni oglindă. Și ar fi bine ca în momentele de culcare să-i spunem diverse povești motivaționale. Nu neapărat cu copii, dar pot fi animale, pot fi personaje din desene animate. Contează foarte mult mediul la care expunem, foarte lipsit de plasticitate creierul copilului nostru. Și deci, când e mic, la câteva zile, la câteva ore? Și la câteva zile contează foarte mult, pentru că în acel moment creierul lui înregistrează. Așadar, contează foarte mult mediul, să fie unul prietenos. Apoi contează ca noi să-i explicăm atunci când îl simțim că este atent și să învățăm copilul printr-o educație pozitivă aceste limite, nu neapărat punitivă. Adică forma aceasta de șantaj, dacă ești cu minte, îți cumpăr nu știu ce iPad sau nu știu ce joc, este o formă de manipulare. Și de condiționare, exact, nu? Așa se creează dragostea condiționată. Da. Trebuie să fiu frumoasă ca să mă iubească soțul ulterior, sau trebuie să fiu perfecțiunea întruchipată, că altfel nu merit respectul. Sau exact asta se întâmplă, da, nu? Da, asta se întâmplă și de asta este nevoie să învățăm metode de parenting modern și inteligent, pentru că se poate și altfel. Deci știința ne învață acum la modul concret cum să te comporți cu copilul zi de zi în diferite momente, astfel încât să-i pui limite. Și una dintre limitele, de exemplu, pe care le punem la 12 ani, este descrisă în cartea Creierul copilului tău de către autor, cum o fetiță de 12 ani vroia niște cercei acum, în acest moment. Iar mama îi spunea, înțeleg că vrei cercei acum, înțeleg că stă bine cu ei, înțeleg că și celelalte fetițe au cercei, dar oare care este nevoia ta să ai acești cercei? Ce-ți imaginezi tu că vei căpăta prin acest cercei? Adică, care părinte român are o astfel de discuție atât de profundă cu copilul de 12 ani? Pentru că este mult mai simplu, că așa am fost învățați, dar lasă, dragă, cu cercei ei. Da, și da, da. Nu primești niciun cercel sau îți iau cercei dacă nu știu ce rezultat obții. Sau, mai grav decât atât, nu mai bagi în seamă, lasă că-i treci. Exact. Uită. Exact, uită, exact. Ceea ce nu se întâmplă. Pentru că acești cercei, este bine să învețe părinții că ei provin de fapt și sunt o expresie materială a unei nevoi emoționale. Poate că fetița aceea vrea cercei pentru că Ana Maria are cercei și vrea să fie și ea ca Ana Maria. Sau poate că tot grupul acela și-a cumpărat un anumit tip de cercei și ea are nevoie de apartenență. Să se simte integrată. Exact. Deci ar fi foarte interesant să învățăm ce se află dincolo de ceea ce ne cer copiii. Și în momentul în care tu discuți cu copilul în felul acesta, vei fi surprins ca părinte că copilul chiar are răspunsuri. Am vorbit despre freeze, da? Despre momentul în care îngheață, despre momentul în care luptă și mai era și momentul în care fuge. Exact. Ce trebuie să facem atunci? Atunci este bine să îl lăsăm un picuț. Și ce înseamnă că fuge? A fugi înseamnă că el se închide într-o cameră, dar nu se închide la modul acela în care dispare, ci se închide într-o cameră cu surle și trâmbițe, ostentativ, țipă, trântește ușa. Da. Și atunci este bine să verbalizezi. Văd că te-ai închis în acea cameră. Știu că vrei să dai fugi. Dar îi spui imediat sau imediat, îl lași un pic? Imediat. Observ. El face toate lucrurile acestea pentru că, de fapt, are nevoie de atenție, are nevoie de susținere. Este foarte ușor să iubești pe cineva când te iubește. Este mai greu să iubești pe cineva când îți face probleme. Și tendința noastră este să intrăm în aceste relații tot cu copilul rănit din noi. A, dacă copilul se supără pe mine, stai că îți arăt eu cum este când te superi. Și tu mai te folosești și de avantajul de adult, că tu ai mai multă viață și mai multă experiență decât copilul. Și intri în luptă de putere cu propriul copil, deși tu, în teorie, ești ăla deșteptul și maturul, exact, și ăla marele.
Exact. Și atunci de asta ai nevoie să te detașezi, să inspiri și să expiri și să te întrebi ca părinte, ce fac eu acum aici? Pe cine mă supăr eu? Ce simte al copilul ăsta? De ce înjură? De ce trântește? De ce se închide în cameră? De ce îmi distruge mobila? Pentru că se întâmplă ca copiii să aibă și astfel de crize. Sau să scrie pe pereți, și asta este o formă, la 2 ani, de a scrie pe pereți în felul acesta. Uite, mami, ce fac! Și de a atrage atenția. Exact. Deci copilul acela nu se simte în siguranță. Deci toate aceste lucruri sunt, de fapt, anomalii. Sunt, hai să spun eu, altceva decât starea de pace, liniște, confort și siguranță. Și, de fapt, părintele, în momentul în care se uită la un copil care are una dintre reacțiile astea, la un nivel mai mic sau mai accentuat, ar trebui să își îndrepte privirea asupra sa ca părinte și să vadă ce a determinat reacțiile respective, corect? Exact, exact. Și să se liniștească el și apoi să vadă ce se poate face cu copilul. Iar acum există foarte multe metode. Nu ne ajung probabil niciun an de emisiuni ceea ce este minunat, pentru că atât de multe tehnici și metode sunt să scoți copiii din aceste stări, ceea ce este fascinant, pentru că până acum, 50 de ani, nu existau toate aceste lucruri. Exista doar instinctul acela matern și patern și copiii nu primeau și acest aport al științei. Pe când acum, iată că există atât de multe metode prin care putem să facem educație inteligentă copiilor noștri. Gina Chiriac, îți mulțumesc din suflet pentru toată informația de astăzi și te mai așteptăm să ne cobori în sufragerii știința, da, și neuroștiința și să ne aduci informații de genul acesta. Ce să spun, vestea bună pe care am înțeles-o eu astăzi este că există o mulțime de metode să fii un părinte informat care acționează conștient asupra copilului pe care îl iubește. Vestea și mai bună este că, indiferent ce greșeală faci, până la urmă, aia ei nu suntem perfecți. Până data viitoare, puneți-vă în coerență gândurile cu vorbele, cu simțirile și cu faptele, că altă șansă nu-i să trăim ușor, frumos și bine.